Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Alde Mark Zuckerberg, știți, tata la Facebook. Facebook, WhatsApp, Instagram, da. Threads, alea. S-a apucat de crescut vaci în Hawaii, pe care le hrănește cu nuci macadamia și le dă să bea bere? Boi, nu? Aș prefera să fiu bou hrănit de Zuckerberg. Vreau să fiu vacă. Mă, nuci macadamia, știi cât de bune sunt nucile? Auzi, stinge cu bere, acolo e frumos. Alea-s bune și înghețată, foarte, foarte bune. Deci aș mânca o găleată de nuci macadamia pe loc. Vezi că le combine cu bere? Rece. Că americanii nu prea au bere, adică berea... Da, adică o importi. Este cel mai delicios proiect al meu, a zis Zuckerberg. Uh-huh. Pentru cine? Pentru noi. Doamne, pentru cum sună. Pentru vaci. De dacă stai să te gândești ce gust are porcul iberic hrănit cu ghindă, plungură. Nici nu vreau să mă gândesc cum o fi vaca asta, care sigur e și doar asta. Este Wagyu și Angus. Ale... Și hrănită cu nuci, dar Doamne, ce o să fie? Bă, da, sunt foarte scumpe nucile macadam. Bine, ei, și vaca aia o să fie foarte scumpă. Nu prea are constrângeri. Deci planul lui să creeze, citez, unele dintre cele mai bune tipuri de carne de vită din lume. Mm-hmm. Cea mai bună calitate din lume. E postarea lui. Mm-hmm. Zici că e ceva glumă, dar adevărul, când dai 1.000 de miliarde... Da, poți să încerci orice. Da, poți să... Vitele sunt Wagyu și Angus, cum spuneam. Ele vor crește mâncând nuși de macadamia, bând bere pe care o producem aici la fermă. Vrem ca întregul proces să fie local și integrat pe verticală. Deci este economie circulară. Înțelegi? Practic nu consumă, totul este integrat. Producție locală, consumați hawaienește. Da, da, da. Fiecare vacă consumă 2-4 tone de hrană în fiecare an. Mamă, câte nuci. Ceea ce înseamnă o mulțime de acri de macadamia. Dar nu cred că le dă exclusiv nucă, nu? Presupun că nu. Și vacile alea, știi? Dar preponderent. Și poate în Hawaii o fi ceva. O crește nuca de macadamia, cum crește la noi pruna. Urzica. Hai, zicem pruna. Pruna. Îți dai seama, țuică de macadamia? Da. Nu-i merge capul bine astea. Zici? Da. Păcat că o să fie așa scump că noi nu o să ne permitem vreodată să cumpărăm. Aia cred că o să fie peste Kobe. Cred că da. 100%. Și din Hawaii îți dai seama transport și alea. Discuția asta a devenit foarte lentă, așa? Pentru că suntem numai pe gândul la mâncare. Mie mi-a dat blue screen, da, adică mie acum mi-o foame și mâncă o vită pe loc de aia de-a noastră. Bacă sunetul ăla de Windows. Da. Ca să ne dă... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.